Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest videoclip voi încerca să măsor capacitatea acestui powerbank, deoarece pe spatele lui scrie capacitatea bateriei litiu polimer. Litiu ion, practic, este. Acesta fiind de 16.000 de mAh. Iar eu vreau să aflu capacitatea acestui powerbank la ieșirea de 5V. Însă vreau să știu dacă acea capacitate este în concordanță cu capacitatea bateriei interne. Așa că pentru acest lucru voi calcula energia consumată, pentru că, după cum se știe, dacă tensiunea crește, ar trebui capacitatea să scadă. Tensiunea ori curentul ne dă mA, ne dă energia consumată în mW/h. Însă, ideea este ca un acumulator, un baterie litiu-ion, tensiunea de descărcare este de 3,7, iar tensiunea de încărcare maximă este de 4,2. Așa că dacă aș măsura la 3,7, nu cred că ar fi chiar bine. Așa că am decis să măsor la 3,9, adică tensiunea de mijloc. Între oarecum de mijloc. Ok, să punem în practică. Am încărcat complet ieri acest powerbank, pentru că o să dureze destul de mult. Pentru a măsura capacitate la 5V, folosesc acest USB tester. Am făcut o descriere într-un video anterior, puteți să vă uitați, niciun fel de problemă. Să resetez. Da, l-am resetat. Se resetat complet. Producem USB loader-ul. O să dau un consum de 2A. Deși am observat că duce mai mult, dar nu vreau să-l solicit, pentru că e o descărcare continuă. Să dau mai așa. Și ok, 3, 2, 1 și... Ok. El în momentul acesta descarcă acumulatorul, descarcă powerbank-ul. 5, aproximativ 5V la 2A. După cum se vede, avem mA capacitate și energia consumată în mW/h. Ok, revenim mai târziu. Pentru voi o să fie doar o secundă. Ok, au trecut aproape 3 ore. S-a descărcat aproximativ jumătate din powerbank și putem vedea că tensiunea a scăzut puțin în comparație cu 4,95 cum era la început, dar nu este niciun fel de problemă pentru că este între 4,4, atât încât este între 4,4 și 5,2, este bine. După cum putem vedea, capacitatea este la 5745 aproximativ, iar energia consumată de 28.180 ceva, cu aproximativ. Până acum este chiar foarte bine. Ok, revenim când ajunge spre final. Ok, nu am întors chiar la 5%, dar am vrut să fac și o scurtă filmare la 23%. Pe cât observăm, tensiunea a scăzut la 4,5, curentul a rămas stabil, capacitatea 8800 aproximativ, iar energia consumată de 42.500 de mW/h. Până acum pare să respecte ceea ce scrie pe spate, probabil.
Ok, revenim la 5%. Am revenit la 15%, dar spusesem că o să revin la 5%, dar am observat că tensiunea a scăzut la 4,4, așa că voi scădea curentul la jumătate față de cum este acum. Un moment. Nu s-a stins, doar că acesta după 9 minute se oprește, așa am selectat eu. Ecranul, pardon, nu testerul în sine. Ok. Atunci îl las la 1,5 amperi, pentru că văd, deoarece văd că este stabilă tensiunea. Ok. Rămân la 1,5. Revin la 5%. M-am întors, nu chiar la 5%, dar aproximativ 4%. Și observăm că se apropie, tensiunea e stabilă, aproape de 5 V. Capacitatea 9,7 tinde către 10.000, iar energia de 46.700 cu aproximație. Încă un lucru. Acest afișaj a început să pâlpe practic la 10%. Când a început să fie la 10%, a început să pâlpâie. Oricum, pentru uzul normal, nu este bine să-l descărcați până la 0%, până la procentajul acesta. În momentul când ajunge la 10%, 20%, este bine să-l încărcați. Să nu rămână powerbank-ul la procentul acesta. Dar pentru a măsura capacitatea acestui powerbank, voi merge până la capăt. Am ajuns deja la 0% și pare că încă nu s-a oprit. Încă USB tester extrage 1,5 amperi. Un curent de 1,5 amperi. Dar așteptăm până când se oprește de tot. Nu, nu s-a oprit el, ci ecranul. Ecranul după 9 minute se oprește. Deja am depășit 10.000 de miliamperoră, capacitatea de 10.000 de miliamperoră și tot nu dorește să se oprească. Deja energia a ajuns la 48.000 de mW. Să verifică timpul scurs până nu se oprește. Și 5 ore, după cum se observă. Asta până când nu, dacă se oprește, nu mai
Cred că pot să văd timpul, dar să vedem dinainte. Ok, tensiunea a început să scadă din câte observ. Scade, scade. Patru virgulă cinci. Cât de curând trebuie să se oprească. Deja avem 4,39, 4,38. Extrem de straniu acest powerbank. Ventilatorul de aici nu are legătură cu... El se oprește pentru că are un reglaj de temperatură. El, în momentul când crește temperatura acestui radiator de la USB loader, pornește ventilatorul. El pornește în funcție de temperatura acestui radiator. Dar powerbank-ul este extrem de straniu. Ok, scade din ce în ce mai mult, 4,16. Extrem de straniu. Trebuie să intre în protecție până acum. Nu s-a oprit ecranul, nu s-a oprit el. Nu, se pare că s-a oprit ecranul. Da, și s-a oprit. Nu am apăsat pe niciun buton aici, deci el s-a oprit el. El s-a oprit. Deci am ajuns la o capacitate de 10.100 mAh și o energie consumată de 48.400 mWh. Ceea ce afișează acum este consumul ecranului. O să-i consumul pe USB tester. Ecran și mai departe. Deci da, ținând cont că a fost acest USB tester, a fost folosit puțin mai bine de un an, aproximativ un an de zile, și acesta este valabil la tensiunea aproximativ 5V, deși eu zic că trebuia să țin 1,5A sau 1A, deoarece aveam tensiunea mai stabilă. Dar asta este, probabil o să repet data viitoare testul. Dar ținând cont, i-am calculat pe 5V, că ar trebui să ne dea undeva până la 12.400, 12.000 de mAh capacitate. Pentru că această capacitate este valabilă la acumulatorul intern, nu pe ieșirea de 5V. Pentru acumulatorul intern avem descărcat la 3,7V, încă nu vedeți, 3,7V și încărcat la 4,2V. Cam atât. Aici se oprește acest video. Eu vă mulțumesc pentru că ați avut răbdarea să-l urmăriți și ne vedem pe data viitoare. O zi plăcută vă doresc!